Wow, desenul ăsta e frumos! O să mai adaug niște albastru? Micuțo, ce bine arată! Poate am cum să te ajut? O să colorez casa! Ah, ce idee bună, tată! Ce se întâmplă? Ah, faceți-mi și mie loc! Hei, ce faci? Casa nu e portocalie? Ba e! Termină! Mamă? Tată? Distrugeți desenul! Ok, până aici! Arată-mi ce poți! Asta-i tot? N-ai văzut nimic încă! Ce s-a întâmplat? Unde suntem? Uitați ce-ați făcut! Desenul meu e distrus! E ok, nu-ți face griji! Trebuie să rezolvăm problema asta! Am nevoie de un strop de inspirație! Mi s-a făcut foame! Știu! Sunt mereu pregătit! Glumești? Ce e? Trebuie să mănânc! Mereu gândești cu stomacul tău! Mamă, fă ceva! Îmi pare rău, scumpo, nu o să dureze mult! Nu poți grăbi perfecțiunea! M-am plictisit rău! Nu e corect! Poți să te grăbești? E mai supărată! Dă-mi ăla! Ia-ți propriul tău orez! Nu! Uite ce-ai făcut! Vorbim mai târziu despre asta! E orez peste tot! Stai așa! Mi-a venit o idee! O să pun câteva picături de colorant alimentar într-un pahar cu apă, apoi o să amestec! Acum o să pun niște orez! Am nevoie de lipiciul ăsta acum! O să aplic lipiciul pe desenul meu! O să-l pun doar în zona cu iarbă! Apoi am nevoie de orezul meu! O să presar orezul peste lipici! Pot să folosesc orez colorat diferit pentru diferite părți ale desenului! Acum pot să suflu orezul în exces! Wow! Arată suficient de bine ca să fie mâncat! Ce zice, ma? Îmi place la nebunie, mamă! Tată, tu ce-ai făcut? Ai zis ceva, Emma? Stai, ce se întâmplă? Există o singură soluție! Ce nu fac eu pentru familia mea? Ce caragios e tata! N-am terminat încă! Am nevoie de o foaie! Ia uite! E un autoportret! E grozav, dar mama a câștigat runda asta! Mersi, scumpo! Nu mai trebuie să-ți faci curat în cameră acum! Uhu, e distractiv! Ce-i ăsta? Uită-te la ea! Emma, lasă-l! Ne-ne! Domnișoară, termină în momentul ăsta! Mă auzi? Iar îi se zbat ochiul! E nasol! Ușurel, încearcă asta! Dă-mi-o! Simt cum îmi dispare orice urmă de stres! Mult mai bine! Efectiv, tu mă înțelegi, dragule! Stai! Cred că pot să folosesc chestia asta! O să încep prin a desena un copac! Nu ai cum să nu iubești natura! Carioca asta neagră e perfectă pentru ramuri și trunchi! Arată bine! Acum o să iau o bucățică de folie cu bule și o să înmoi în vopsea! O să amestec rozul cu albul și o să tapotez pe desen! Ai impresia că sunt frunze! E un copac înflorit tare frumos! Îți place, Emma? Ups, ce prostuță sunt! Wow, mamă, e uimitor! Hei, poate am cum să folosesc și eu chestia asta! Știu ce să fac! Cum arăt? Să nu spună nimeni că mai bine! Sunt o capodoperă! Vorbești serios? E super, tată! Și a câștigat... mama! Iar? Wow, ce onoare! Serios? Stai să sparg bulele alea! Ce miroase? Pute! Vine de aici! Devine și mai intens! Iu! Trebuia să mă fi așteptat! Care-i problema? Asta e mireasma mea naturală! Miroase grozav! Am fix ce-ți trebuie! Folosește-l! Din plin! Bine! Măcar nu o să mai miroși! Mersi! E ca în seara în care ne-am cunoscut! Igiena mea personală era groaznică și în seara aia! A fost atât de romantic! Dă-mi un pupic! De parcă te-aș refuza vreodată! Blea! Cât de scârbos! Bună, scumpo! Scuze!
Acum ce o să mă fac? Stai puțin, cred că mi-a venit o idee. Ascultă, draga mea. Ce fac ei? Ai înțeles? Să trecem la treabă. Mai întâi o să desfac deodorantul. Uite așa, acum o să umplu recipientul cu vopsea. Apoi pun rola la loc. Când apăs rola pe foaie, iese vopseaua. E ca o pensulă. Ce grozavă pentru a crea o operă de artă. Ia uite! Merită să fie înrămată! Privește, e minunată! A fost un efort comun. Wow! Putem să agățăm pictura în sufragerie. Poate o să înlocuiască poza bunicii. Nu-i frumos? E egalitate! Bine meritată! Merităm un pupic rapid! Ah, îmi e atât de somn! Emma! Iuhu! Clasic, mamă! O să-mi închid nițel ochii! Uite, pot să-mi ating nasul cu limba! Vezi ce talent! Pot să faci asta? Sunt cu ochii pe tine! Vai, îți stă bine, roz! Mă simt atât de plin de viață! M-aș putea obișnui cu asta? Super, tata! Fă liniște! O să-mi fac somnul de frumusețe! Credeam că o să meargă! Ne-am dat silința! Ah, atunci ce-ai zice de niște figurine din umbre? Figurine din umbre? Impresionant, nu? De ce n-ai început așa? E atât de distractiv! Ai apelat la clasicele figurine din umbre, a? Nu pare atât de dificil! Ah, mi-a venit o idee! O să-mi pun mâna pe foaie! Apoi o să-i trasez conturul! Acum trebuie să lucrez nițel la detalii! Cum ar fi să-i fac ochii? E un dragon, dar nu e gata încă! Are nevoie de un strop de culoare! Să nu uităm de flăcări! Ia uite! Wow! Mă gândeam eu că o să-ți placă! O să încerc să fac figurine din baloane! E un câine! Hei, nu te apropia, băiete! Fugi! Ce spectacol! Ați câștigat amândoi! Uite! Oh, uimitor! Vreau să am un păr frumos! Știu! Prindeți! Ce să facem cu astea? Știu! Aș putea folosi creioanele astea! Și un elastic de ăsta! Cred că s-ar putea să meargă! O să înfășor elasticul pe două creioane! Trebuie să mă asigur că stau fix! O să prind un al doilea creion în celălalt capăt! E exact ce voiam! O să pun un creion pe desenul ăsta cu brioșa și apoi o să-i urmăresc conturul. Al doilea creion o să facă o copie. Ia uite! Acum trebuie să o colorez. Am grijă să nu depășesc conturul. O să arate grozav. Gata! Am terminat! Îți place? Aia e a mea! Ia să văd și eu. Wow, ce treabă isteață! Oare eu ce pot să fac? O să leg creioanele și o să le folosesc pe post de praștie. Ia-o pe asta! Ai grijă! Termină! Auci! Au! Ah, mă simt amețit! Mă că meritai! Bună lovitură, tată! Avem o câștigătoare evidentă! Ce drăguț, scumpo! Unde? Unde sunt? Ah, ce glumeț ești! Oh, creioanele astea colorate sunt frumoase! Poftim, mami! Bună aruncare! L-am prins! E prea simplu! Ah, cred că am fost prea entuziasmat! Sunt rupte toate! Multă baftă! E ok, am lipiciul ăsta! Mă pricep la DIY-uri! O să fie ca noi! Ia să încercăm! Oh! Ah, prefate că nu s-a întâmplat asta! Nu vă faceți grijă, am un plan de rezervă! Pot să folosesc asta! Glumești, nu? Nu o să meargă, tată! Măcar m-am străduit! Există o singură soluție! Scumpule, lasă ciocanul! Știu ce fac! Stai puțin! Am o idee mai bună! O să fărâmițesc creta pe șablonul ăsta în formă de fluture.
Apoi o să pun o folie de plastic deasupra. Acum o să-mi folosesc furia. Ăsta e genul meu de artă. Trebuie să stăm de vorbă mai târziu. O să mă concentrez pe propria mea artă. Nu a ieșit rău deloc. Și eu am terminat. O să scot șablonul. Arată bine. Îți place? Sau îți place pepenele meu? Ah, fie dificil. E egalitate. Îmi convine. Bravo! O să te impresionezi, garantat. Copiii ăștia cu tehnologia lor, nu sunteți în stare să faceți nimic singuri. Wow! Uite-l cum se mișcă. Eu nu trebuie să fac nimic. Ingenios, nu-i așa? Și e gata. Am obținut o zebră simpatică foc. Ce impresionant! Ha! Eu sunt de școală veche. O să înmoi solul de tricotat în vopseaua asta. Apoi o să-l apăs pe o foaie de hârtie. Acum adaug un pic de vopsea verde. Ce măr delicios! Nu cred! E o capodoperă! Oprește-te, bunica! Ce zici de asta? M-am săturat! Hei! Opriți-vă! Există o singură soluție! Mă doare, bunico! Poftim? Unde suntem? E timpul pentru o provocare! Una artistică! Ține pasul, ursulețule! Mi-a venit o idee! Folosiți-vă palmele! Super ușor! O să am nevoie de o coloană sonoră pentru asta! Așa mai vii de acasă! Îmi place cântecul ăsta! E captivant! Uite ce mișcare am! Oh, da! Bac, bac! Mă simt super inspirat. Știu ce o să desenez. O să-mi conturez palma. E foarte simplu. Acum o să adaug detaliile. Împart desenul în secțiuni. Și acum o să adaug niște culori. O să umplu liniile exterioare. Arată bine, dar n-am terminat încă. Ce bine arată șarpele ăsta. Hei, Tina, e gata. Nu merge bine deloc. Hă? Lia, m-a terminat deja? Stai puțin! Mi-a venit o idee apropo de părul lui Creț. Știu ce pot desena. Ia să vedem. O să-mi țin degetele așa. Apoi adaug o codiță pufoasă. Acum îi pot desena fața. Vreau să fie simpatică. Să nu-i de urechi. Și acum picioarele. Acum pot colora totul. Galbenul ăsta e perfect pentru față. Și o să-i fac urechile maro. Floarea o să fac roșie. Și e gata! Cine va fi câștigătorul? Oh, ambele desene arată bine. M-ați impresionat. Nu-i deloc ușor. Tu ce părere ai, ursulețule? Ne-am decis, câștigați amândoi. Felicitări! Hai să te vedem, bunico. Au! Unde e? Știu că l-am luat cu mine. Aha! Un trandafir? Așa mai vii de acasă? Abia aștept să încep. Mai am nevoie de ceva din poșetă. Astea sunt perfecte. Ce idee bună! Dă-le încoace! Unde mi-au dispărut acoarelele? Nu bănuiește nimic. Șt! Nu se spun nimic. Nu înțeleg. Mă întorc imediat. Trebuie să pot folosi ceva al locul lor. Ia să vedem. Ce de fructe și legume. Ce proaspete par! Am nevoie de asta și de asta! Astea o să-mi rezolve imediat problema! Ok, o să mai încerc o dată! Ce faci acolo? Trebuie să tai în două fructul draconului! Ce bine că am studiat alături de maestri ninja! Ce naiba? Încă puțin! Aproape am nimerit! Ai nevoie de ajutor? Am reușit! Știam că o să reușesc la un moment dat. Acum trebuie să storc sucul. Ce bine arată. Are dreptate, chiar că arată bine. Vreau și eu să gust. E delicios. Mi-a curs pe foaie. Mi-a venit o idee. O să fac câteva puncte pe foaia de hârtie. Fix așa. Apoi o să fac altele cu un marker verde. O să repet procedeul cu alte culori până umplu toată pagina. Am terminat! Acum o să acopăr toată pagina cu scotch. O să tai excesul. Vreau să arate bine.
Apoi o să acopăr scociul cu vopsea. Stratul va fi uniform pentru că folosesc trafaletul ăsta. Apoi o să aștept să se usuce. Urmează-ți, Selina! O să încep prin a tăia baza. Cred că e suficient! Ce formă frumoasă are! O să o înmoi în sucul fructului dragonului. Vreau să mă asigur că se înmoie bine. Apoi o să o apăs pe foaia de hârtie. O să mai fac asta de câteva ori. Creează o formă minunată! Arată fix ca o floare! Apoi o să le pictez tulpini verzi. Îmi place mult cum arată! M-a impresionat! Mănâncă niște țelină! Căh, nu vreau! Bine, văd că insiști! Căh, cui place așa ceva? Nu mai mănânc niciodată asta! Ia-o înapoi! Super, acum am ceva între dinți! Dar nu-i nimic, sunt întotdeauna pregătit. Am o scobitoare care o să mă ajute garantat. Mult mai bine! Stai puțin! Aș putea o folosi! Poți grea vopseaua cu scobitoarea! Așa o să scot la iveală culorile de sub vopsea! Ce vii par prin contrast cu negrul și e modalitate distractivă de a desena ceva! E aproape gata! Gata! E o operă de artă! Ce părere ai, Tina? Bac, bac! Ah, ați terminat? Mă așteptam la ceva mai mult de la tine, Liam. Uite ce a făcut bunica! Ce creativ! Bunica e câștigătoarea! Ai auzit? Am câștigat! Ăsta merită expus într-o galerie! Asta e următoarea voastră provocare! Mă descurc garantat! Stai! Cred că știu ce pot face! Am nevoie de ceva din ghiozdan! O să fie mai simplu să-l vărs pe masă! Wow! Ce de prostie am în el! Ia să vedem! Asta căutam! Bine că nu le-am aruncat! N-am nevoie de ambalaje! Abia aștept să le mestec! Stai! Mi-a venit o idee! O să-ți placă! Ce faci acolo? Poate am și eu ceva folositor prin poșetă! Am mereu lucruri utile la mine în caz de urgență! Nu știi niciodată când ai nevoie de ele! Ia să mă uit mai bine! Bunico? Cred că se ține așa! A, mersi, scumpule! Să continuăm! O să aranjez guma în formă de curcubeu! N-am gumă mov. Ah, guma mea! Nu, nu e bună! Aha, asta e perfectă! Hâh, ce urât miroase! O să o îndrept și o să o lipesc la baza curcubeului. Asta-i tot ce poți face? Oare ce căutam? Aha, punga asta cu bani mărunți! Am o idee genială! O să-mi aranjez cariocile ca pe un curcubeu. Apoi o să le lipesc cu lipici fierbinte. Aștept să se întărească. Acum pot începe să desenez. O să desenez pe lungul paginii. Și așa o să obțin imediat un curcubeu. Și metoda e foarte rapidă. Am mai desenat un curcubeu pe o folie de plastic. Am băgat în folie o foaie albă de hârtie. O să bag curcubeul în folia de protecție. Când scot foaia albă, iese la iveală curcubeul. Arată interesant, nu-i așa? E o idee genială! Uite, Liam! Wow, ce tare! Arată mult mai bine decât creația mea din gumă! Am făcut tot posibilul! Oh, popitul meu! Sigur o să mă înveselească! Sau știu ce aș putea face! O să bag câteva creioane cerate într-un vas de sticlă! Apoi o să le topesc! Frige, deci trebuie să am grijă! Acum o să torn ceara colorată în popit! O să umplu toate rândurile! Și o să aștept să se întărească. O să tai un rând vertical și o să-l folosesc pentru a desena pe foaie un curcubeu perfect. Arată genial! Super, nu-i așa? Eu pot să fac să apară un curcubeu ca prin magie. Wow! Uite-l! Nu e? Eu am creioane cerate în culorile curcubeului. Nu știu ce să fac. Trebuie să-i mai ofer ceva. O mică șpagă nu strică. Oh, gumă de mestecat! Un mic cadou de la mine! Oh, wow! Mersi, Liam! Ești cel mai tare! Liam câștigă! Serios? Ah, nu e corect! Sunteți gata pentru runda următoare? Vă rog să vă inspirați de la acești ochi de jucărie! Start! Am înțeles, scumpo! Au! Burta mea! Mă întorc imediat! Bunico? Ce jenant! Sigur că da, scumpule! Te ajută bunica! Apreciez intenția! Așa da! Succes, scumpule! Când ai nevoie la baie, e urgentă treaba! Ce mai am pe aici?
Aș putea folosi farfuria asta de carton, dar mai am nevoie de câte ceva. Aha! Niște vopsea și o pensulă. Am o idee genială. Ce intensă e vopsea asta galbenă. Achiu! Mă simt mult mai bine acum. Ce naiba? Mi-am vărsat vopseaua. Oh, nu, ce dezastru. Ce mă fac? Trebuie să găsesc o soluție. Stai așa, poate pot folosi tubul de la hârtie igienică. Dar trebuie să-l modific puțin. O să încep prin a tăia parțial tubul. Fix așa, o să continui dejun împrejur. Apoi o să-l înmoi în vopsea. Astfel, culoarea se va întinde. Acum o să lipesc bucățile astea de hârtie și o față. E un pește! O să-l pun fix aici! Oare ce-am mâncat? Nu mai contează! Acum mă simt mult mai bine! Acum pot folosi farfuria! O să încep prin a o colora cu albastru! Apoi o să-i adaug lipici pe margine! Și o să lipesc niște carton colorat! Am nevoie de o trompă și, evident, de ochi de jucărie! Ce elefant simpatic foc! Parcă aș fi într-un safari! Hei, Tina! Ia uite! M-am întors! Ce-am ratat? Nu te speria, eu sunt! De ce ai făcut asta? M-ai speriat îngrozitor! Stai așa, de unde a apărut ăsta? Dar nu mă plâng! Am terminat, Tina! Wow, un elefant! E uimitor, bunico! Oh, un peștișor! Dar o prefer pe-a bunicii! Yahoo! Iubițelul meu mă inspiră. Sper să aprecieze asta. Încercarea martenare. Ce mai faci, David? Super! Ce mi-a scris? Da, simt ceva în legătură cu asta. Inima, stai potolită. Să vedem. Cărțile mele? Scuze, stai să te ajut cu astea. Ce fină e! Wow! Cărțile mele? Da! Deci? Da, mulțumesc! Cred că m-am îndrăgostit! Stai, o ultimă privire! Da, tipul ăsta chiar e deosebit! Asta o să-i spun! E perfect să-i amintești persoanei dragi de momentul în care v-ați văzut prima dată! Partea dificilă s-a încheiat! Super! Wow! Îmi amintesc! Ce dulce e! Te iubesc, puiule! Pregătirea pentru proiectul tău artistic e parte din proces. Un proces care face mizerie. În fine, e timpul să transformăm ideea asta în artă. Prima tușă e mereu cea mai bună. Punem un pic de albastru aici. Chiar începe să prindă contur. Sau nu? E groaznică! Nu! Ce bine că mai am multe foi! Super! Asta e mai nasoală decât prima! Haide, concentrează-te! Faci mișto de mine! De ce nu poți să pictez o floare stupidă? Bun, calmează-te! Inspira adânc! Hai că pot! Sunt perfect capabil! E timpul să fac! Ușurel, ușurel... Achiu! Ce ghinion! Dar stai puțin, ce formă interesantă! Pot să o folosesc! Manevrându-ți pensula în moduri diferite, poți crea modele unice! Iar în cazul meu, petale! După ce ai făcut formele astea, pune niște verde pentru frunze și tulpini! Vezi cum totul începe să prindă contur? Dacă folosești atent pensula, obții multe! Poți să le și unești pe astea două! Spațiul se umple frumos! Știam eu că pot să o fac!
Wow! Ai pictat singur chestiile astea? Ia tu pictura asta, Annie! Eu mai trebuie să creez și alte chestii. Și de data asta o să am o abordare cu totul diferită. Dar nu-ți face griji, tema rămâne aceeași. Vezi cum liniile astea însuflețesc frunzele? Nu ai de ce să te grăbești! Poți să faci niște iarbă, vezi? Dar următoarea parte devine un pic mai complicată. Poți să folosești niște vopsele dense ca să creezi texturi noi și distractive. Cu un balon! Cât de plăcut a fost baza asta! Acum folosește-l pe post de ștampilă și o să obții florile astea haioase și unice! Nu uita de asta! Super, nu-i așa? Grozav! Ce zici? David! Cum te-ai creat așa ceva? Ingredientul meu secret! Ah, pictura asta e tare veselă! Perfectă pentru a fi înrămată! Și de ce să ne oprim aici? Am nevoie de un strop de inspirație! Da, ce ai spus? Oh, Susan, ce rea ești! Of, nu știu! Nu te supăra? Foaia mea! Ah, scuze! Ups! Uite ce ai făcut! E distrusă! Hei, poți să-ți arăt ceva? Ai auzit vreodată de un accident fericit? Ăsta e unul! Wow! Eu? Da, și pot să fac și mărimi diferite! Uimitor! S-o facem! Câte crezi că încap aici? Câte vrei tu! Situația o ia razna! Poți folosi aproape orice! Dacă are o formă circulară, desigur! Crezi că am făcut destule? Arată cool, nu-i așa? Bate palma! Micul meu artist! Ok, locul ăsta pare important! Da? Copaci, natura, chestii de genul ăsta! Să înceapă trecerea! Clar! Nu știu... Ce e? Hei, nu te mai uita la tabloul meu! Mă rog, fie! Atunci o să stau aici! Ce aș putea picta? Bingo! E adorabilă! Sper să nu o vadă David! Eu am văzut-o prima! Aha! Să câștige cel mai talentat desenator de păsări! Câteva cercuri scusite fac minuni! Trebuie doar să știi unde să adaugi liniile! Super, nu-i așa? Dar un strop de culoare o să scoată desenul în evidență! Galbenul e o culoare atât de veselă, nu? E perfectă pentru micuța asta voioasă! Poate și niște verde? Ce nuanță liniștitoare! Și adăugăm niște albastru ca să ne clătim privirea! Mereu e cel mai bine să pornești de la margine! Se întregește frumos imaginea, nu-i așa? Aproape am terminat! Doar câteva retușuri! Și așa se face, prieteni! O adevărată capodoperă! Sunteți de acord? Da, sunt mulțumit! Ce-i aia? Avem nevoie de o mână de ajutor! Se pare că o mână e tot ce-mi trebuie! Eh, asta și câteva puncte și linii plasate strategic! Vezi deja fața păsării? Nu-ți face griji, acuși o să prindă contur! Ramurile astea o să ne ajute! Și astea sunt piciorușele ei drăgălașe! Un pic de verdeață? Cred că e liniștitoare! Vezi pasărea acum? Sunt atât de creativă, nu-i așa? Eh, dacă vrei să-mi vezi creația, nu-i rea deloc! Oh!
Se pare că ambele sunt grozave. Întrebăm profesorul. Serios? Sper că e ok. Se pare că a țipit. Hei! Oh, ați terminat! Bravo! Acum mai lăsați-mă 5 minute. Bine! Am nevoie de ceva care să stârnească interesul și știu exact ce să fie. Nuanțele complementare. Dar tot lipsește ceva. Dar ce? Mingea asta e atât de mică. Wow! Chestia aia m-a lăsat mască. Mamă! Nu acum. Ok. Ți-au mai rămas multe culori. Așa că pot să mă joc și eu cu ele. Mersi! Efectiv, nu știu ce să fac. Ok, o să încerc un pic de... Hei! Unde mi-a dispărut paleta? David, tu ai fost? Nu te supăra! Uite! Eu am făcut asta! O numesc apa din iaz. Aha! Oh, știu! Vrei să pictez cu fața? Încearcă, David! Wow! Iar! Distractiv, nu-i așa? Chiar că? Da? Ce-ar fi dacă mi-aș folosi și degetul? Bine! Ha! Vin niște puncte albastre, oameni buni! Și acum culoarea mea preferată! Woohoo! Gata! Uite, mamă! Nu-i așa că e o pictură incredibilă? Dar hai să mai încercăm un truc! Simetria chiar e frumoasă! Și ca să demonstrezi asta, ai creat-o singur! E un fluturaș superb! Linia asta o să-l însuflețească, alături de conturul aripilor. Și cealaltă parte. Gata! Admiră frumusețea asta pură! Și ăsta e doar începutul, fiule! Ah, mama natură! Mă impresionez de fiecare dată! Mă răsfeți cu peisajul ăsta! Sunt un pictor genial! Uneori mă uimesc singur! Oh, ia uite-l pe Chris! Ia de aici! Asta e tot ce poți? Ce fericit e! Unde rămăsesem? Pensul a devenit parte din mine! Ce face tata acolo? Wow! Ia uite! E un maestru cu pensula în mână! E captivant! E ceva primitiv! Habar n-am ce înseamnă asta, dar spor la treabă, tati! Stai! Nu! Glumești? E oribil! La gunoi cu tine! Ce-a fost în capul meu? Nu sunt talentat! Sunt un charlatan! Hei, tati! Pot să mă uit cum pictezi? Oh, hei, puiule! O să mai încerc o dată! Hai că poți, tati! Hei, sunt destule vopseluri! Poate aș putea picta și eu ceva! Ce tare ar fi! Sunt gata! Iar? Ce faci acolo, Chris? Ce n-ai... Alea-i un burete? E o idee bună! Arată mai bine decât ce-am pictat eu! Oare... O să pun foaia aici! Și o să mă prefac că nu e a mea! O să-mi golesc mintea și o să încep! Oh, da! Așa mai vii de acasă! Hai că poți, tati! Wow! Am terminat! Cum ți se pare? Se cheamă Munți în lumina lunii! Serios? Mă las făgubaș! Cum? Cum e posibil? Deci, îți place? Hai să-ți arăt! Ia o foaie albă de hârtie și un tub de vopsea acrilică. Asta e partea distractivă. Pune niște vopsea pe foaie. N-ai nevoie de foarte multă. Doar câteva picături puse pe foaie. Fix așa. Mai adaug câteva. O să adaug și vopsea albă. E suficientă. Apoi am nevoie de o pensulă. O să întind vopseaua, dar o să trasez tușe scurte, ca să amestec culorile. O să mă distrez, o să continui până acopăr toată foaia. Aproape că am terminat, acum am nevoie de un burete. O să-l înmoi în vopsea. O să lucrez pe secțiuni. O să-l apăs ușor pe foaie.
dar n-am terminat. Am nevoie de un burete și de un șablon. Am rupt șablonul în forma unui lanț muntos. O să-l pun pe foaie și apoi o să-l acopăr cu vopsea. Poți folosi nuanțe și culori diferite. Așa creezi impresia de adâncime. Sus o să pun o culoare mai deschisă și jos una mai închisă. Așa am creat senzația că sunt munții în depărtare. Gata, am terminat! Poți să încerci și tu metoda asta. E extraordinar! Stai, m-ai inspirat. Nu te mișca. Ești gata? M-am născut gata. Uite, hai să începem. Super! Ești gata? Start! Acuarele versus creioane. Cine va câștiga? Am terminat! Arată bine, nu? Eu am desenat asta. I-am surprins esența. Da. Nu avem deloc talent artistic. Wow! Uite! Da! Yuhu! Ce? M-am prins! Îmi place ideea ta! Hai să o desenăm pe mama! Ok, simt că o să iasă bine! O să fie epic! Cum merge? Nu comentez. E greu! Stai așa! Am o idee! Dar am nevoie de casca lui Chris! Zac, zac! Nu te mișca! Gata! Perfect! O să o pun fix aici! Apoi o să desenez niște linii în dreapta ei. E ca un uscător de păr. E îngrozitor! Nu pot face asta. Aș putea folosi scociul ăsta. O să-l pun pe hârtie. Apoi o să-i trasez conturul. Asta a fost partea ușoară. Acum o să trasez o linie în jos. O să fac la fel în partea opusă. Apoi o să le unesc. Acum o să desenez o față. O să fac ochii și nasul. Trebuie să-i completez părul. Acum o să îngroș liniile ca să fie mai groase. Și o să completez părul cu câteva detalii. După ce le schițez, pot îngroșa liniile. Nu vreau să fac greșeli. Apoi pot să desenez corpul. Îmi place cum a ieșit. Hai să adăugăm culorile. Ce roz intens! O să colorez fiecare secțiune din păr. Apoi o să colorez corpul. Ce fac acolo? Băieți? Ia să verific. Ce se întâmplă aici? Hei, mama! Uite! Te-am desenat! Cred că o să-ți placă ăsta! Măcar seamănă cu tine! Desenul meu e mai reușit, nu-i așa? Stai puțin! Aia e casca mea! Mama! Mai bine nu întrebam! Am plecat! Mama! Wow, ce bine arată! Dar e greu! N-am nevoie de asta! Îmi trebuie niște cerneală! Îmi intră transpirația în ochi! Dar merită! Fac ceva special! Da! Arată bine! N-am mai văzut niciodată așa ceva! E o capodoperă! Păcat că am transpirat pe ea! Mai am puțin și termin! Și eu o să păstrez asta pentru mai târziu! Abia aștept să-mi arăt desenul! Hei, tati! Uite! Nu faci asta! Scuze, am uitat că te sperii ușor! Ce-mi bate inima! Ce e? Ți-e cald? Eu mor de cald! Îți place opera mea de artă? Nu, e oribilă! Nu e pe gustul meu! Nu toată lumea apreciază arta! Trebuie să beau ceva! Ești cam umed! Stai așa, am o idee! Mă întorc imediat! Ce e, tati? Am nevoie de paharul ăsta! Pentru ce? O să-ți arăt! Dă-ți jos șapca! Am nevoie de transpirația ta! Tată! Da! E perfect! Poftim? Ce faci? Fii atent! Am nevoie de pipeta asta! O să umplu cu transpirație, dar tu poți folosi apă! Stai, era să uit ceva! Tati, e grețoasă! Am nevoie de folia asta alimentară! O să pun folie peste o foaie de hârtie! O să o întind bine! Apoi o să iau o cariocă! O să colorez direct folia! O să fac la fel în mai multe zone! Hai să schimbăm culorile! O să colorez folia la întâmplare. Vreau să o acopăr complet. Nu vreau să rămână locuri goale. Ok, arată bine. Dă-o încoace. Acum o să adaug transpirația pe hârtie. O să spațiez picăturile și o să trasez linii pe foaie. Fix așa.
Ok, acum pasul următor. O să pun folia peste foaie cu partea colorată în jos. Și acum o să o apăs, dar nu prea tare. O să aștept câteva secunde. Apoi o să ridic folia. După ce se usucă, o să folosesc un marker. O să desenez o linie pe foaie. Am o idee apropo de ce vreau să fac. O să arate magic. Și când îmi termin desenul, obțin un unicorn frumos foc. Wow! E super! Îmi place foarte mult! Accept aplauze! Wow! Da, sunt cel mai tare! Și e pictat cu transpirație! Ce talentat sunt! Ok! Domnule pictor, învață-mă să desenez! Hai! Azi desenăm parcușorul ăsta drăguț! Haideți, încercați să-l desenați! În regulă! Acum fac corpul! E greu! De ce pare așa ușor? O să-i fac picioarele! Ah, e oribil! Nu-mi place deloc! Nu seamănă deloc cu un porc! Stai! Ce-i ăla? Stai să te ajut! Trebuie să știi cum să-ți miști încheietura! Nu e corect! Vreau să desenez un porc și nu pot! De ce? Vreau să fiu pictor! Toată lumea vrea asta, puștiule! E o viață superbă! Stai așa! Ce face acolo? Plânge peste desen! Stai puțin, mi-a venit o idee! Culoarea asta e perfectă! Ai încredere în mine! O să-ți transform desenul! Unde greșesc? Noroc cu apa asta! O să înmoi pensula în ea! Hei, puștiule, nu mai plânge! Uite! Ce e? Poftim? Wow, ce tare! Iuhu, am un porc! Oh, da! Fac ce știu mai bine! Ce drăguț e! Guiți, guiți! Trebuie să fac un DIY! Nu e ok, nu se înșurubează! Jasmine, poți să mă ajuți? Păi, cred că da! O să fie epică faza! Ce e chestia asta? Privește! Wow! A fost un desen! Hei, ce se întâmplă? Ale cui sunt hainele astea? Arăt bine! Wow! Știu, nu-i așa? Ce drăguț! Uită-te acolo! Salutare, dragii mei! Bun venit la provocarea voastră de desen! Unde a dispărut? Presupun că ne putem relaxa! Sucul meu preferat! Super! Abia aștept! Ce gust bun are! Hei, ce faceți? Alegeți un număr! Scuze! Haide, nu avem toată ziua la dispoziție! Hai să alegem numărul 3! Excelentă alegere! Un fulg de nea! Stai, e pe timp? Ar trebui să ne apucăm! O să fie distractiv! O să încep cu o formă de bază! Apoi o să completez detaliile! Ok, acum o să mai fac unul! O să fac aceeași formă de bază, dar o să desenez niște zigzaguri în centru! Arată bine! Ok, ce urmează? O să-i mai fac acestuia câteva mici detalii! Se spune că nu există doi fulgi de nea identici! Sunt chiar mulțumită de desenele astea! Oare ce face Justin? Șt! Încerc să mă concentrez! Expiră timpul! Stai așa! Gata! Ups! A fost un accident! Îmi pare rău! A curs peste tot! Nu! Desenul meu e distrus! Îmi pare tare rău! Trebuie să ai grijă! Hei, ia uite! Se întâmplă ceva! O să suflu nițel! Wow! Ce se întâmplă? Justin! Unde ești? Ups! E atât de frig! Îmi spui, amice? Unde sunt? Abar n-am, sunt blocat aici de o grămadă de ani! O să răcesc! Dai și mie ăsta! Stai puțin! Bigfoot! Un om! Nu o să-ți vină să crezi ce-am pățit! Nu mai ies niciodată afară! Mersi! Ce frig mi-e! Să te înveți minte! Nu-mi simt fața! E timpul pentru următoarea provocare! Alegeți un număr, vă rog! Ne întrecem? Am câștigat! Numărul 1!
Hai să vedem ce e în spatele numărului 1. Ce rochie frumoasă! Îmi place! Pot să fac! O să am nevoie de toate creioanele astea totuși. Ce idee bună! Ar trebui să-mi fac o meserie din crearea rochiilor. Poate vrei să te calmezi, nițel? Ah, da! Multă baftă cu asta! Nu sunt sigur dacă merge. E ultima modă. Da, sigur. Cred că o să pierd runda asta. Masa? Ce mizerie! Crezi că am intrat în bucluc? Mai bine o curăț. Nu se ia! Freacă mai tare! Ah, stai puțin! S-a șters! Zici că e nouă? Dă-mi ăla! Am o idee! O să pun un șablon peste desen. Acum o să tapotez vopsea pe el. O să folosesc culori diferite când o iau în jos. Zici că e un curcubeu! O să arate grozav! Aproape am terminat! Acum o să scot șablonul. Chiar îmi place rezultatul. Am nevoie de o manicură. Stați așa! Ați terminat? Cred că o să fii impresionată. Eu mi-am pierdut desenul. Jasmine a câștigat runda asta. Evident! Bravo! Aș purta-o și eu. Oare ce o să primim de data asta? Alegeți un număr. 3! 1! 3! 1! Nu, nu alegem 1! Hai să facem un compromis. 2! Ok! Așa e corect. Numărul 2, arată-te! Wow! O oiță simpatică și pufoasă! Timpul vostru începe acum! Ah! N-am timp de asta! Trebuie să mă apuc! Ai furat toate pixurile? Ce-i aia? Eu? Ești doar invidios! Sigur, aia era! Seamănă destul de bine! Privește și învață! Îți place magia? Nu e pentru copilași? Pregătește-te să fii uimită! Ăia sunt banii mei? Doar atât ai? E cam mică? Știu! Cum de-a ajuns asta acolo? Nu mă plâng! E fix ce-mi trebuie! O să pun moneda pe foaie. Apoi o să desenez mici semne în formă de M în jurul ei. Ok, acum dau la o parte moneda. E timpul să-i desenez fața. E fermecătoare! Ha! Trebuie să mai fac niște mici retușuri și am terminat! Gata, a expirat timpul. Ia să vă văd creațiile. Ta-da! Recunoaște-i, adorabilă! E ok. Hei, unde pleci? Vin înapoi! Am câștigat, nu-i așa? Da, Justin, ai câștigat! Ura! Bravo! Îmi place la nebunie să pictez. E atât de relaxant și am cel mai bun model. Ești prea drăguț! Hei, concentrați-vă! Alegeți un număr! O să termin asta mai târziu. Suntem gata! Hai atunci! Cred... e dificil. Tu ce zici? Știu cum să decidem. Putem să dăm cu zarul. Numărul 5. Ok, hai să-l alegem. 5. Oh, interesantă alegere. Să desenăm un animal sălbatic. E complicat. Îmi place la nebunie. Am nevoie de niște carioci speciale. De unde au apărut? Nu înseamnă că trișezi? Eu am doar un creion banal. Și nici măcar nu-i ascuțit. Noroc că am ascuțitoarea asta supradimensionată și comică. S-ar putea să-l fi ascuțit cam mult. Nu pot să-l folosesc. Ce mă fac acum? Poate că merge să fur, adică să împrumut o cariocă. Și pot să folosesc foarfeca asta pentru desenul meu. Acum o să-i fac conturul. O să o mut mai sus și o să conturez partea de sus a mânerelor. Acum o să întorc invers. Cred că e ok. Și acum detaliile. O să încep cu ochii.
apoi cu nasul și gura. Ok, pot să-i fac coama acum. E o metodă grozavă de a desena. O să colorez capul. O să încep cu urechile. Și gura. O să folosesc roz pentru nas. Cred că sunt aproape gata. Aproape că uitasem limba. Gata, regele junglei. E grozav. Te-ai prins? E super reușit. Ăsta e desenul meu. Bravo! E o decizie grea. Egalitate. Wow! E corect așa? Hei, Jasmine, am ceva pentru tine. Sper să-ți placă. Miros grozav. Oh, mersi, ce drăguț. Le meriți. Sunt superbe. Hai, Romeo și Julieta, terminați. Mai trebuie să alegeți un număr. 5. 1. 5 cu 1 fac 6. 6, te rugăm. Ok, numărul 6. Ah, bună alegere. Se pare că timpul nostru a expirat. Pa! Cum adică? Hei, ne-am întors în clasă. Iu! Liniște, nu se vorbește la oră. Măcar ne-am distrat. E grozav să te exprimi prin intermediul artei. Ai șansa să te inspiri din lumea înconjurătoare, chiar și din emojiuri. Așa că hai să combinăm niște emojiuri și să creăm o operă de artă personalizată. O să trasez mai întâi contururile, iar acum o să completez cercul. E timpul să le colorez. Galbenul ăsta e perfect. E timpul să umplu inimioarele. Nimănui nu-i plac inimile frânte. Nu-i de mirare că emojiul plânge. Apoi o să colorez lacrimile. Oh, ce trist e. Devin sentimentală. Ochii și gura pot fi colorate cu cerneală neagră. E timpul pentru detaliile mai fine. Acest pix alb o să creeze niște umbre mai deschise. Arată bine! Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Nu te supăra! Ascult povestea! Ce tocilar ești! Luna, nu-l mai lovi pe tocilar! Să vină materialele! Wow! Sunt pentru mine? Păi și ale mele unde sunt? Wow, uite ce de materiale pentru pictură! Glumești? Super! Nu te supăra! O să aveți nevoie de un model! Pisicuța asta drăguță e ideală! E perfectă! Ha? Oh, e adorabilă! Sunt gata să creez! Cu ce pensulă totuși? Am nevoie de ceva cu ce să desenez! Creioanele astea colorate sunt perfecte! Nu, nici gând! Pune-le la loc! O să avem o problemă! Poate că ar fi mai bine să folosesc creioane! Sunt atât de multe variante! E atât de enervant! Stai, mi-a venit o idee! Trebuie să fiu șireată! Puțin mai departe! Ha? Poartă-te normal! Acum e șansa mea! Le-am luat! Ha? Nu ești atât de deștept până la urmă? Ce ar trebui să fac cu astea? Măcar am un pix. Mai bine trec la treabă. Mai întâi o să desenez o linie dreaptă. Apoi o să desenez un 3 mare. Uite așa! Acum o să desenez urechile pisicii și niște mustăți. La final o coadă lungă și ondulată. Hai să colorăm nițel. Arată bine! E timpul să-i facem ochii și nasul. O să o fac vărgată pe pisicuța mea. Astea o să aibă o nuanță mai închisă. Are nevoie de niște obrăjori îmbujorați. E simpatică foc, nu-i așa? A fost simplu! Hei, știi că eu am terminat, nu? Oh, nu! Nu fac față situațiilor tensionate! Trebuie să fiu rapid! Ta-da! E evident cine a câștigat! Eu jurizez! Și câștigătoarea e Luna! Da, știam eu! Ura! Hei, ce-am câștigat? Stai, ceva e diferit! Wow! Ia uite! Ia-ți mâinile de pe coada mea! Ești o pisicuță rea! Nu-i de mirare că prefer câinii! Eu vreau să ridic cloșul! Nici gând! Nu-mi vine să cred! Uite! Poftim? Nu văd nimic! Ha? Chiar m-ai crezut? E cel mai vechi truc din lume! Ha? Unde a dispărut? Dacă n-ai fost atent, ai rămas fără ele! Oh, vopsea!
O să fie distractiv! Oh, serios? S-au evaporat! Ce ciudat! Chris! Mi-ai furat vopselele! Evident! Ai intrat în bucluc! Terminați! Care-i problema unicornului? Asta e următoarea voastră probă! Iu, ce greu e! Desenați pepenele roșu! Nu pot să fac mare lucru cu astea! Dă-mi vopseaua! N-ai rostit cuvintele magice! Sunt, te rog! E timpul să-mi creez capodopera! Îți folosești degetul? Arta vine din suflet, nu din pensulă! Da, da, mă rog! Simt că nu o să iasă bine! Oare cum arată pictura lui Chris? Ce face? Poate că a mea nu o să iasă așa de nasol până la urmă? Nu mă băga în seamă! Cum îndrăznești? Hei! Calmează-te! Am luat doar o cantitate mică! O să mișc pensula peste puncte și o să creez un semicerc! Cele două culori arată ca o felie de pepene! Și acum restul! Mi s-a făcut foame! Gata! Șt! Mă faci să-mi pierd cheful! Hei, a expirat timpul? Ce zici? Aia e o barcă? Luna câștigă provocarea cu pepenele roșu! Wow, două la rând! Oh, ce gustare delicioasă! Chiar arată bine! Vrei și tu? Da, te rog! Pepenele e cel mai bun! Huh? Doar atât primesc? O să o prețuiesc mult! Suntem ca Romeo și Julieta ai lumii artistice. Doar că eu sunt Julieta și tu ești Romeo al meu. Te-am avertizat să nu te mai holbezi la mine. Vrei să te trag iar de chiloți? Ah, nu mă băga în seamă. Poți să ridici tu cloșul. Te rog, fă-o tu. Bine. O să iau eu cariocile. Tu poți să iei vopseaua. Mi-ai dat un cadou. Poftim? Începe o nouă provocare! Nimic nu e mai romantic ca niște trandafiri! Wow, e un semn! Florile astea sunt pentru tine, draga mea! Preferatele mele! Viața e perfectă! Vreau să fiu mereu cu tine! Suntem noi doi pentru totdeauna! Ha? Ce s-a întâmplat? Ce mai e acum? Ești atât de ciudat! Sigur flirtează cu mine! Ha? Ciu! Ești uimitoare! Cred că am răcit! Ha? 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 Ciu! Wow! Wow, ce strănut! Oare ce să mai crezi de data asta? Ha? Sunt ok, în regulă! Ha-ciu! Pot să mă avertizez data viitoare? Pictura mea! Uite ce ai făcut! Stai puțin, pot să folosesc asta? E o idee grozavă! O să mânjesc foaia cu pensula! O să o fac în direcții diferite! Arată ca niște petale de flori! Ce frumos arată! O să mai fac câteva! Chiar e relaxant! Ok, acum trebuie să pictez tulpinile! Asta e partea ușoară! E doar o linie subțire! Și printr-o simplă mișcare a pensulei am făcut frunzele! Arată bine! Acum o să fac baza florii! O să adaug ultimele detalii. Și gata! Cum arată? Eu am avut probleme. Nu e lucrarea mea cea mai reușită. Dar minimalismul există, nu-i așa? Sunt impresionante, nu? Și câștigătorul e... Chris! Da, știam eu! Ok, acum e momentul. Pot să fac... Luna... Achiu! Vai! S-a stricat momentul. Cred că am alergii. Dă-i drumul! Arată-mi ce poți! Wow, ești puternică! Tragi de fiare! E vreo problemă? Nu! Hei, ai trișat! Obișnuiește-te cu gândul! Hai să ne uităm! Oh, bunătăți! Sunt ale mele! Și eu rămân doar cu două bucăți de cretă? Dezamăgitor! O să le iau și pe ele! A fost vina ta! Uită-te la creta mea! În continuare avem niște struguri. Ar trebui să fie o probă simplă. Treceți la treabă. O să fie ușor. Cred că am o problemă. Nu o să meargă prea bine. Nu mai căuta scuze. Chiar îmi plac strugurii. Sunt atât de suculenți. Aș putea să-i mănânc toată ziua. Ce delicioși sunt. Nu-i așa?
Ar fi super! Mm, ce bun sunt! Hmm, trebuie să rezolv cumva treaba asta. Cred că mi-a venit o idee! O să folosesc un bisturiu ca să fac niște pilitură de cretă. O să o las să cadă direct pe foaie, oarecum în formă de triunghi. Apoi o să folosesc un deget ca să o presez. O să creez o formă ovală în pilitură. O să o iau în sus în triunghi, făcând mai multe ovale. Arată ca niște boabe de strugure. După ce am terminat, suflu restul de praf de cretă. Acum o să conturez boabele cu un pix. O să obțin un contur clar. Trebuie să am grijă să nu mânjesc strugurii. Nu vreau să stric desenul acum. O să fac asta până jos. Chiar ies în evidență boabele. Dar n-am terminat. O să folosesc un pix alb ca să se observe niște lumini. Așa arată mai profesionist. Și acum covița. O să folosesc un pix maro pentru asta. Wow! A ieșit grozav desenul! Hei, Luna! Hai să le dezvăluim în 1, 2, 3! Cum e? Wow! Desenul lui Chris e impresionant! Wow! Bravo! Dar Chris e câștigătorul! Da! E uimitor! Chiar am câștigat? Aș vrea să-i mulțumesc mamei mele! Oh, wow! Ia uite ce ciorchine de strugure! O să savurez fiecare boabă! Uite, Luna! Norocosule, voiam eu strugurii! Ah, acum mă simt prost! Există o singură soluție! Luna! Vreau să iei tu strugurii! E o farsă, nu? Bun, o să amestec nițel culoarea asta! Acum e șansa mea când nu e ea atentă! Mărul ăsta pare așa delicios! Pun pariu că e dulce și suculent! Hă? Ce naiba? Cum de are un măr în mână? A prins! Eh, se pare că suntem aici acum. Deci hai să vedem ce urmează. Hei, ce mai faci? N-am mai vorbit de 1000 de ani. Ah, aș putea să-mi fac și manicura, cred. Ha? În sfârșit, se întâmplă ceva. Uită-te la lumina aia. Se întâmplă ceva cu extratereștri și OZN-uri. Palpitant! Ce mișto! Abia aștept să văd ce se întâmplă în continuare. Stai, eu am nimerit fără mâini? Hai măi, nu-i corect. Eu am voie cu o mână și sunt mulțumită. E timpul să-mi desenez micuțul extraterestru. Ăsta e capul lui. Acum mă ocup de corpul lui. Nu există un mic extraterestru fără mâini? Două, normal. Acum o să trec la piciorușele lui lipicioase. O să adaug niște mici detalii. Trebuie să aibă ochii tipici, mari și negri, și un năsuc și o guriță. Acum să-l facem să se miște. Of, la ea pare atât de simplu când are voie să folosească o mână. Vai de mine! Un extraterestru adevărat stă lângă mine acum! Face ceva cu farfuria mea și o cariocă. Să vedem ce a făcut. Se pare că a încercat să deseneze un extraterestru. Hei, domnul extraterestru! Ia uite ce am făcut eu pe farfuria mea! Vezi? Pot să-l fac să danseze când se mișcă apa? Frate, mi se pare că are niște super mișcări! Îți place? Pun pariu că-l adori? Da, îl adoră! Wow, ia uite ce tort spațial uimitor! Wow, îl pune lângă mine? Cred că eu îl primesc! Poftim, poți să iei tu asta? S-ar putea să fie cel mai tare tort pe care l-am văzut vreodată! Of, ea primește un tort și eu primesc ce? Nimic, se pare. În afară de mâzgălitura asta în formă de extraterestru de pe farfuria mea. Hei, păi și farfuria mea? Nu o vrei și pe asta? Poate în schimbul unui tort? Nu? Ce naiba? Tu ai desenat chestia asta? Nu pot să cred! Mmm, arată grozav! O să iau o gură! Niam! Mmm, e un tort spațial delicios! Mă bucur că am câștigat proba asta! Bomboanele astea sunt preferatele mele. Atât de fructate! Aromele tropicale sunt clar cele mai bune. Stai puțin, mi-a venit o idee. Stai să scot câteva din pungă. Sunt atât de colorate și frumușele. O ador pe cea roz. Și acum un pic de organizare. O să încep cu astea albastre și urmează cele roz. Bun, toate sunt organizate și pregătite pentru un strop de magie. Da, a mers! S-au transformat într-un popit, fix cum speram că o să se întâmple. E timpul să încep să le apăs. Hei, ce naiba? Și ce faci? Ar trebui să pictăm. Ah, da, am uitat. Mi-a distras atenția popitul, cred. Da! Pot să-mi folosesc mâinile de data asta, ba chiar pe ambele! Acum e șansa mea! Abia aștept să mă joc cu ăsta nițel! De fapt, o să-l folosesc pentru opera mea de artă! O să încep cu vopseaua asta! Ok, o să pictez bulinele interioare ale popitului cu pensul asta! Abia aștept să văd cum o să iasă la final! Bun, acum o să fac la fel cu rândul portocaliu al popitului! Ok, e gata! Hai să vedem! Trebuie să întorc invers popitul ăsta pe foaia mea! Acum o să încep să le apăs. Roșu, roșu, poate pe ăsta albastru de aici.
Frate, uite-o cum își folosește ambele mâini așa cum are voie! Stai, știu ce o să fac! Haide, nasule, o să funcționez pe post de pensulă! Ah, vopseaua e cam rece! E timpul să fac niște puncte de culoare pe foaia mea cu nasul! Merge bine! E timpul să trec la altă culoare! Uite, mi-am făcut formele de popit cu nasul! Ura! Și eu l-am făcut pe al meu! E super, n-o să te mint! Uite ce puncte perfecte am făcut eu! Clar sunt mai reușite ca ale tale! Wow, a revenit magia! Fursecuri în formă de popituri! E plăcerea mea! Oh, wow, e atât de bun! Chiar arată foarte bine! O să iau și eu o gură! Wow! Vezi lumina asta de aici? Oh, se pare că am primit cutii de data asta! Eu o să iau pe asta! Nu se poate! Uite ce avea cutia mea! Tuburi de vopsea spray! Oare ce-o fi intra mea? Nu-mi dau seama dacă o agit! O să deschid! Wow! E o cutie plină de creioane colorate noi! Le ador! Oh, uite! O altă cutiuță! Ce crezi că e în ea? O să deschid și o să aflu! Nu mă așteptam la asta! E un ochi din jeleu! Ce moale e! Ok, o să-l mănânc pentru că mi-e foame! E super gustos și gumat! Îl ador! Wow! A fost o gustare bună! Mi-aș fi dorit să pot mânca mai mulți ochișori! Hei, uite! Amândouă putem să ne folosim mâinile de data asta! Bun, mi-am pus mănușile și sunt gata să fac ceva artistic! O să încep cu albastrul ăsta și o să fac o pată în mijloc! Acum o să folosesc paharul ăsta ca să ghidez vopseaua albă! Așa, acum am un cerc albastru perfect! O să am nevoie de farfuria asta! O să o pun cu fața în jos pe hârtie! E timpul să scot vopseaua neagră acum! Ok, am nevoie de un strop de negru în mijloc pentru o pupilă, pentru că e un ochi! Sunt pregătită cu creioanele mele și singura mea mână! Încep! E timpul să desenez un ochi cu o singură mână! Iese destul de bine deocamdată! Și cred că am terminat! Ta-dam! Fețișoara mea vesele, gata! Wow! Cum naiba ai făcut chestia aia? Ce, ochișorul meu simpatic? Nu-i așa că e fantastic? Nu se poate! Magia mi-a transformat pictura în alt ochi din jeleu! Doar că de data asta e unul imens! Nu se poate! Ce naiba? E uriaș! Pot să-l iau eu? Nici gând! E al meu! Acum scuză-mă, trebuie să mănânc ochiul uriaș! Frate! Adevărul e că nici eu nu i-am dat din tortul meu! Vai! Ce se întâmplă? Ce-i ăsta? Altul? Tot apar! Avem o foaie de hârtie! Oh, se întâmplă ceva! Iar se produce magia! Uite, e o înghețată la cornet! Ce drăguț! Pare și delicioasă! Aș fi vrut să am o înghețată la cornet adevărată! Oh, pe bune! Hei, stai să văd și eu! O să fie o probă distractivă! Iar fără mâini? Ce trist! Ok, eu am o mână și o pensulă! Sunt gata să o înmoi în vopsea! Cred că o să încep cu roșu! O să pictez înghețata asta! O să mă distrez! Fac puncte din culori diferite pe imaginea mea! Am unele roșii, galbene și cele mai multe sunt albe! Și acum o să pun niște apă și o să le combin! Uite-o cum pictează ea acolo! Ar trebui să mă apuc și eu! Se pare că trebuie să-mi folosesc gura! Sigur pot să fac așa! Ok, trebuie să fac niște puncte pe foaia asta! Acum am nevoie și de un strop din culoarea asta! Poate o să adaug culoarea asta aici! Nu! Este ceva oribil! Se pare că asta mi-a ieșit! Ta-dam! Cel puțin e colorată! Măcar pe asta am nimerit-o! Și eu mi-am terminat înghețata la cornet, vezi? Tehnica de a combina culorile a ieșit grozav! Îmi place la nebunie! Wow! S-a transformat într-o înghețată adevărată! Fix cum speram că o să se întâmple! Și seamănă tare mult cu înghețata la cornet pe care am pictat-o! E timpul să gust! Sper că e bună! Chiar e! Super bună! Pum, pariu că și tu ai fi vrut să ai o înghețată la cornet! Ce crezi că o să primim de data asta? E atât de palpitant! Vai de mine! Uite, e o broscuță simpatică! Uite cum țopăie și face uac-uac! Sunt super pregătită să pictez o broscuță! Wow! Și eu! Ador broscuțele! Stai să-mi pregătesc foaia! Da! Cu două mâini de data asta! Și tu ai nimerit iar cu o mână? Se pare că o să folosesc markerul ăsta cu vârful ascuțit pentru proba asta! O să încep să desenez două jumătăți de inimi așa! O să le unesc dedesubt așa! Și apoi deasupra cu un arc! Uite ce degețele simpatice are! Sunt adorabile! I-am desenat ochii, așa că acum trebuie să-l colorez! Trebuie să folosesc verdele normal! E o broscuță respectabilă! Eu am voie să-mi folosesc ambele mâini și o să fac! Ar trebui să reușesc să desenez de două ori mai repede datorită celor două mâini! Iese grozav! E o strategie fantastică! Avea dreptate despre degețelele de la mâini și picioare! Chiar sunt cele mai simpatice! Bun, conturul e gata! E timpul să-l colorez!
Clar merge repede, deși poate că nu e la fel de delicat. Trebuie să fiu mai rapidă. Opa, iese fum pe aici. Ce naiba? Cum de-ai aprins un foc acolo? Ups, se pare că s-a zis cu imaginea mea cu broscuța. Coloram prea repede, cred. Desenul meu cu broscuță nu a luat foc, așa că uite-l. Nu-i așa că e simpatic? Ce aia? O broscuță din jeleu. Cred că a ieșit din desenul meu minunat. E timpul să scutur desenul. Scuturăm, scuturăm, scuturăm. Wow, ce de broscuță din jeleu. Vai de mine, ce miros plăcut. A pepene galben. O să mușc din broscuța asta. Nu mai am răbdare. Wow, e super! Efectiv, ador jeleurile. Opa, ce naiba faci? N-ar trebui să o iei mai ușor? Nu, îmi plac prea mult ca să pot să o iau mai ușor. Wow, atât de multe opțiuni. Bingo! Nu se poate. Ales un jeleuri? Le voi devora. Ale mele. Hei, eu le-am văzut primul. Nu. Ba da. Dă-le drumul, te avertizez. Nu te pune cu mine. Haide. Sunt ale mele. Boboanele, ce ai făcut? Frate, sunt peste tot. Nu mai spune. O să cad. Ajutor. Wow! Ce este acest loc? Emily, tu ești? Mă tem că da. Ce nebunie! Stai! E timpul pentru provocări! Super! Wow! Hei! M-ai speriat! Ce? E prima noastră provocare! Este? Wow! Oh, sunt lumânări! Uită-te la micuțele astea! Nu sunt înnebunit după chestiile astea! Ce pot să fac? E o întrebare bună! Poate o fantomă înfricoșătoare? Oh, Justin! Ți-e frică? Nu chiar! Eu sunt! Foarte amuzant! Oh, relaxează-te! Mă gândesc. Normal! Voi decora această lumânare cu ceara de la asta. Așa nu o să se ia. N-am mai pictat niciodată cu ceară. O inimă! Ceara se întărește. Hei, e mișto! Vreau să încerc. Mi s-a topit ceara. Ce este mai înfricoșător decât niște lilieci? Faci forme de V așa. E mișto, nu? Uite! Wow! E super! Aproape la fel de tare ca a mea! Wow! E grozavă! Știu! Se potrivesc! Da! Să vedem! Oh! Da! Sunt bestiale! Și înfricoșătoare! Îmi dau fior! Clar! Te hipnotizează, nu? Oh, pe data viitoare! Sunt atât de plictisit! Unde e următoarea provocare? Sper că va fi vorba de o gustare! Ai ceva de mâncare? Nu, aș vrea eu! Nasol! Aș vrea niște cartofi prăjiți fierbinți. Uite-te la ei, atât de mulți. Aș vrea să plouă mereu cu cartofi prăjiți. Da, să tot vină. E incredibil, cartofi sărați minunați. Nu-i așa că sunt frumoși? Ce? Uh-oh. Pot să te ajut cu ceva? Îmi pare rău. Ce jenant. Stai, cartofi adevărați. Ce să fac cu ei? Nu poți să-i mănânci cruzi. Știu asta. Ia uite. Nu poți să-i mănânci cruzi.
Wow, e super! Ce? E dozatorul perfect! Da! Oh, da? Dăm chestia aia! Serios? Ce ar trebui să fac cu asta? Crud să fie! Știu! Voi folosi aceste biluțe comestibile. Voi face un model cool. Poți ghici ce fac? E mult mai ușor decât cu degetele. Oh, o inimă! Trebuie să le topesc ca să se lipească. Se întâmplă! Ia uite! Hei, fii atentă, Em! Wow, este o inimă! Și eu am doar un cartof idiot. Dar stai! Știu! Dacă apăs cartoful pe formă, îl pot felia imediat. Apoi desprind bucata asta. Vezi? E ca o sculptură adevărată. Trebuie doar să adaug câteva detalii. Și culoarea mea preferată. Ia uite! E o ștampilă, vezi? Super multe crani mici! Oh, wow! Hei, Justin! Stai puțin! Ce părere ai? Wow! Doar cu un cartof? Sunt impresionat! Haide, măi! Stai! Ia tu inimioara mea! Oh, vai, ce drăguț! Oh, vrei ștampila mea din cartof? Noroc! Piatră, foarfecă, hârtie! E distractiv! Oh! Două din trei, am câștigat! Ce joc bun! Ce? Un cronometru? Pentru ce? Hei, pensule! Ia uite! Nu înțeleg! Cred că pictăm. Mă depășește! Privește! Timpul! A început? Ar fi bine să ne grăbim! Trebuie să începem de undeva! Ce-i cu vopseaua asta? Se mișcă cu pensula! Ce nebunie! Ușor, ușor! Gah, s-au amestecat! Păcat! Îți arăt eu cum se face! Oh, viraj brusc! Iu! Iată că mai vine unul! Oh, frate, cât pe ce! Nu e așa de ușor, a? Să încercăm din nou! Am nevoie de o mână fermă aici. Ah, nu din nou! Pun pariu că de data asta o să reușesc. Atenție la verdele ăla! Nu! S-au amestecat! Ce nervant! Devine stresantă treaba. Timpul trece. Știu! Haide! Da, frumos! Am reușit! E neprubetă! Da! Și a mea! Am reușit! Minunat! Woohoo! Da! Stai! Am câștigat amândoi? Da! Gă! Ochii mei! Hei! Privește! Am și eu o băutură! Wow! Ce drăguță e! Luăm o gură! Până la fund! Ah. Mure! Delicioasă! Să nu uităm de decor! Bate palma! Woo-hoo! Așa, ia să vedem ce se întâmplă dacă pictez pensula asta cu altă pensulă. O să-i colorez firele în nuanțe diferite. Parcă ar fi un curcubeu! Să începem! Ah, stai! Tu prima! Stai! Hai să apăsăm în același timp! Hai să vedem ce o să aleagă roata!
Oh, un emoji zâmbăreț! Serios? Da, pot să-mi folosesc o mână! Și tu n-ai voie să-ți folosești mâinile? Ha? Acum hai să vedem ce primim ca prima magie! Serios? Niște sticle cu aluat? Sky, ce zici dacă purtăm șorțuri de bucătărie pentru provocarea asta? Ok, acum suntem gata de treabă! Poate pot determina roata să aleagă altceva! Hai, hai, hai! Te rog! Vai de mine, a funcționat! Nu vine să cred! Acum trebuie să desenez o înghețată! Ok, cercul ăsta arată bine! Acum o să-i fac ochii! Are nevoie și de niște sprâncene, cred? Ok, am terminat cu nuanța asta! O să trec la albastru! O să-i desenez lacrimile și o să le umplu cu aluat albastru! Arată bine, cred? Am turnat tot aluatul! Începe să arate bine! Acum o să trec la culoarea roșie! Trebuie să o strâng între dinți! O să torn sub albastru, așa! Nu arată rău având în vedere situația! Așa! Acum urmează galbenul! Nu poți face o față zâmbitoare fără galben! Acum o să umplu tot spațiul liber cu nuanța asta! Trebuie să mă asigur că toate zonele sunt acoperite de galben! Încă puțin și gata! Trebuie întoarsă! Vai de mine, uite ce bine arată! Oh, nu! Mă mănâncă nasul! Nu e bine deloc! Oh, nu! Mi s-a desfăcut capacul! Ah, ce mizerie am făcut! Oh, da, ghinion, Sky, îmi pare rău! Nu mai contează! Asta e! Mă las pe gubașă! Stai așa! Poate te pot ajuta cu spatula asta! O să împing puțin! Nu poate arăta mai rău de atât, nu? Gata, vezi? Acum arată mai bine, nu? Da, e mai bine! Ah, mersi, cred! Pf, ce morocănoasă e! Dar hei, uite cum arată clătita mea! Nu-i așa că e simpatică foc! Ok, de data asta o să apăs eu butonul! Oare pe ce o să se oprească de data asta? Oh, un copac! Nu mă așteptam la asta! Stai, nu pot folosi mâinile nici acum? Ia să vedem ce instrumente magice primim pentru această provocare! Ah, am primit o călimară cu cerneală și un pai! Ia să vedem! Treceți la treabă, coatelor! Super! Acum o să deschid călimara cu cerneală! Da, ok! Bine că paiele sunt folosite cu gura! Așa, acum cred că trebuie să folosesc paiul ca să iau niște cerneală! Funcționează! Ce naiba trebuie să fac cu paiul ăsta? Oh, nu! O bea! Oprește-te! E cerneală, nu e suc? Poftim? Fiu! Credeam că vrei să o bei! Desenez și eu cum pot! Trebuie să suflu cerneala în direcția în care vreau să curgă! Wow! Iese extraordinar! Nu vine să cred că ai desenat așa ceva cu paiul în gură! Oh, de ce nu funcționează? Poate trebuie să suflu și mai tare în pai? Hai odată! Hai odată, cerneală idiotă! Fiu! Stai! Ce-am pe față? Oh, m-au stropit cu cerneală! De ce e nemulțumită? Of, s-a murdărit complet! Stai puțin! De ce să stau? Uite, am vopseaua asta roz! O să adaug puțină vopsea aici și o să mai pun o culoare alături! Ok, mi-am pregătit vopseaua! Acum am nevoie de un bețișor de urechi! O să-l înmoi în nuanța asta deschisă de roz! Fii atentă! O să apăs bețișorul peste ramurile tale din cerneală neagră! Vezi? Parcă ar fi flori! Arată ca niște flori de primăvară! Uite ce bine arată! Nu-i așa că e frumos? Wow! Mi-ai transformat copacul în ceva cu adevărat special! Ce mult mă bucur că am făcut desenul ăsta împreună! Și eu! A ieșit minunat! Bun, suntem gata de următoarea provocare! Ah, am primit vopsea de diverse culori și burăței de machiaj! Ce moi sunt! Poate ar trebui să-mi verific machiajul! Of, ar merge aranja puțin! Și eu ar trebui să fac același lucru, Sky! Ah, uite, roata! Uite, s-a oprit la burețelul de machiaj! Ce bine! Și o să folosim pânzele astea lungi! În regulă, am pregătit totul! Acum hai să vedem câte mâini putem folosi! Of, de data asta niciuna dintre noi nu-și poate folosi mâinile! Urmează vopseaua! Au, capul! Au, ok, trebuie să avem mai multă grijă!
Așa, am luat niște galben pe burețel. O să-l lipesc pe pânză și o să încerc să obțin o linie dreaptă. Eu cred că o să încep cu un albastru deschis. O să încep să pictez din capătul ăsta al pânzei. Apoi trebuie să adaug niște portocaliu peste galbenul pictat deja. Acum am nevoie de niște roz deschis. O să pictez partea cealaltă a pânzei. O să folosesc verdele ăsta frumos. E distractiv, nu crezi, Lexi? Ok, înapoi la treabă. Am nevoie de niște verde fix în zona asta. Trebuie să combin nuanțele astea de roz. Așa, mi-a ieșit perfect efectul ăsta de degrade. Wow, ce tablou frumos și calm! Fiu, și eu am terminat! Ce greu a fost! Wow, ce tablou complet diferit ai făcut! Wow, Lexi, ai văzut ce am pictat eu? Uite! Da, da, foarte bine, Sky, dar voiam să... Wow, cum ai reușit să pictezi așa ceva? Mersi mult, a ieșit fix așa cum îmi imaginam! Acum nu mai știu ce să zic de tabloul meu! Știi ce? Nu fi tristă! Îl putem îmbunătăți puțin! O să folosim margareta asta! O să o pun cu fața în jos pe pânză! Apoi o să iau niște vopse albă pe burețelul de machiaj și o să acopăr marginile petalelor cu vopse albă! Oh, wow! Hai să mai facem una aici sus! Wow, Sky! Arată și mai bine! Acum îmi place mult tabloul meu! Uite ce modele au creat petalele! Ce drăguțe sunt! Cu plăcere! Mă bucur că te-am putut ajuta! Sky, de data asta apasă tu pe buton. Ok, uite roata. Ia să vedem ce primim în runda asta. Oh, un inoroc! Nu-i așa că abia aștepți? Wow, asta e o variantă nouă. Lexi, trebuie să faci totul legată la ochi. Păi, dacă tot trebuie să fiu legată la ochi, ar să mă simt ca un inoroc. Ce bine! Decorăm fursecuri în formă de inorogi. Ce distractiv! Oh, purtăm iar șorțuri? Ok, o să-mi trag asta peste ochi. Sky, unde ai dispărut? Ești aici? Ce-i aia de acolo? Da, i-am găsit fursecul! O să îl fur! E timpul pentru o gustare! Lexi, nu e absolut nimic acolo! Niam, 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 niam! Stai puțin! Unde mi-e fursecul? A dispărut! A dispărut? Unde? Eu n-am văzut nimic, evident! Da, e un mister! O să fac rost de un alt fursec, dar o să stau cu ochii pe Lexi! Gata! Hai să începem să decorăm fursecurile astea! Ok, Lexi, te ajut eu să încep! Asta e glazura albă! Super! Mersi, Sky! O să încep! Cred că o să fie greu! O să încep prin a trasa conturul fursecului! Așa! Acum pot să completez cu glazura albă! Ok, cred că merge bine! Sigur arată super! Wow! Mi se pare că iese minunat! Mai am foarte puțin! Am acoperit tot fursecul! Acum o să folosesc pensula asta și niște glazură aurie. O să colorez zona asta inferioară și urechile. Ok, să nu-i de corn! Acum o să-i desenez și niște ochi. Apoi o să folosesc niște glazură roșie. Are nevoie de nări în formă de inimioare. Ce drăguț arată! Chiar mă pricep la asta! Ok, am nevoie de culoarea asta. Ce culoare e? Nu știu. Dar inorocul meu are nevoie de ochi. O să schimb iar culoarea, o să-i fac nări ca să poată respira. E foarte important. Sunt sigură că o să arate extraordinar. Gata, am terminat. Tu mai ai Sky? Oh, nu. Nu mă așteptam deloc la asta. Asta e, am fost legată la ochi totuși. Îmi vine să-l pup pe botic. Chiar că e simpatic foc și ai dreptate. Pupici pentru totdeauna. Bine, măcar că am și eu un corn în frunte. Asta e, stai acolo. Am de gând să-ți capturez frumusețea. Gata, capodopera mea e terminată. Arată groaznic. Asta îmi va da coșmaruri. Să încercăm ceva diferit. Ce? Ce n-ai? Îmi imaginez lucruri? Wow, ce se întâmplă? Unde mă aflu? Stai așa! Cred că tu ești noul meu Ken! Bună, Barbie! O să ne distrăm! Spui toate lucrurile corecte! Wow! Uite-te la asta! O provocare de desen! Prietenii mei nu vor crede asta! Uite, e prima provocare! Wow! Să începem! Am un sentiment bun în legătură cu asta! Wow! Așa multe culori! E cea mai tare zi din viața mea! Știu, nu-i așa? Ce? Ce-i asta? Cum a ajuns asta acolo? Cred că ar fi mai bine să o pun pe ochi. Oh, pentru asta e! Nu văd nimic! Barbie, sper că ești tu! Te voi ajuta! Ce gentleman! Cine a spus asta? Ah, am găsit culorile! Abar nu am ce aleg! De asta e distractiv! Cred că mi-ajung astea. Putem să ne dăm jos măștile acum? Oh, sunt mulțumită de ce-am ales. Tu ce-ai nimerit? Să vedem.
Puteam să mă descurc mai bine. Vezi asta? Ei, nu eu fac regulile. Bine, hai să o facem. Gata, start! Voi începe cu părul. Voi folosi galben pentru asta. Pata din desenul meu va fi roșcată. Nu vreau să fac nicio greșeală. Asta merge bine, mă distrez. Este atât de relaxant. Ar trebui să facem asta mai des. Vrei să spui că iubit, iubită? Wow, iau mai încet, amice. Încă suntem în etapa în care ne cunoaștem. Tipul ăsta o să arate ca un extraterestru. Mă bucur că am nimerit niște nuanțe potrivite. Acum pot să colorez fața. Cred că am terminat. Și eu. A ieșit destul de bine. Glumești, nu? Asta e operă de artă. În fine. Ce se întâmplă? Eu nu știu. E ciudat. Hei, arăți grozav. Serios? Ce drăguț din partea ta! Tu arăți de parcă ți-ar veni să vomiți! Wow! Stai așa, ce-ai zis? Au, sunt verde! Îmi place rochia ta! Uite-te la ea! Ti, ar trebui să încercăm alți pantofi! Băutura asta e gustoasă! Da, albastru se potrivește cu ținuta asta! Hei, încă o provocare! Asta ar putea fi dificil! Va trebui să mă gândesc! Paiul meu se tot mișcă. Așa e mai bine. Gânditul îmi face sete. Stai așa. Pot folosi ăsta. Mai întâi va trebui să pictez o inimă. Am de gând să fac multicoloră. Asta e ultima parte. Acum am nevoie de paiul meu. Voi sufla ușor prin el. Vopseaua se va împrăștia pe hârtie. Voi face asta în toate sensurile. Apoi voi adăuga câteva detalii în interiorul inimii. Voi desena doi ochi și un zâmbet. O să-i fac obrajii roz. Munca mea aici s-a terminat. Hei, Barbie! Ce pantofi drăguți! Ce este? Ce părere ai? Am făcut o inimă drăguțoasă. Wow! E perfectă! Este adorabilă! Am făcut-o pentru tine! Ups, asta-i ciudat! Eu n-am nimic pentru Justin! Ce mă fac? Stai! Mi-a venit o idee! Pantofii păpușii mele! Ăștia vor salva ziua! Voi avea nevoie de o pântă mică! Voi picta o inimă pe ea! Apoi voi pune pantofii așa! O să-i aliniez! Vreau să acopăr inima! Și voi folosi pantofi de culori diferite! Ăsta-i ultimul! E ca un curcubeu! Uite, Justin! Îți place? Mi-am promis că nu voi plânge, dar nu mă pot obține! Ce drăguț din partea ta! Voi păstra asta toată viața! E cel mai tare cadou din toate timpurile! O, tu! No, nu am picioarele plate! Scomote puternice! Ce bine dormeam! Barbie încă doarme! Hei, trezește-te! Barbie, alo! Asta nu funcționează! Oh, bine, ce pot să fac? Doarme ca un bebeluș. Știu, o să-i fac o surpriză. Întotdeauna mi-am dorit să călătoresc. Parisul e așa frumos. Iau eu astea. Hei, hoț de croasante, de necrezut. Barbie va adora treaba asta. Un croasant proaspăt și o cafea. Miroase bine. Eu voi ține sub nas. Ce? Ce-i asta? Simt miros de cafea. Oh, wow, mersi. Nu uita de ăsta! Începe să-mi placă trezitul de dimineață! Delicios! Și mai e unul pentru mine! O să mă bucur de ăsta! Îmi lasă gura apă! Revigorant! Și acest croissant e așa bun! Ce ar trebui să facem cu ăsta? Un semn de întrebare? Cred că e un mister! Ha! Bine, să începem! Aștept ca inspirația să mă lovească! Încă aștept! Și iată! O să iau pensula aia. Justin, ai grijă! Ups, scuze! Mi-ai vărsat cafeaua! Fiu, a aterizat pe farfurie. Ce noroc! Cred că m-am înșelat! A fost un accident, Barbie! Acum ce ar trebui să fac? Pot folosi hârtia aia? Sau poate că pot! Am o idee grozavă! Am nevoie de un pix! Voi desena în jurul petei de cafea! Gata, am reușit! Justin, uită-te! Ai spus ceva? Mi-am terminat desenul! E un balon cu aer cald! Wow! Te pricep de minune, Barbie! Bravo! Ăsta nu e paiul meu! Gata, știu! Îmi voi folosi băutura pe post de vopsea! O să arate grozav! Voi merge în josul paginii! Ador nuanța asta! Sper doar să iasă bine! Vreau să o fac cum trebuie!
Voi adăuga puțină culoare aici, apoi voi pictura niște ovale. Da, asta arată bine! Îmi iese exact cum am plănuit! Vreau să adaug câteva petale. Acum, pentru următoarea parte, o să trasez marginile cu pixul, ca să iasă în evidență, și va adăuga câteva detalii. Chiar începe să prindă contur! Astea vor fi petalele! Sunt destul de mulțumit de cum a ieșit! E grozav! Hei, Barbie! Atât de drăguț! Da? Uită-te la asta! Pur și simplu mi-a venit în minte! Wow! Este uimitor! Ai făcut o treabă excelentă! Cu siguranță! Sunt așa plictisit! Trebuie să găsesc ceva de făcut! Ha? Ce-i asta? Ce? Nimic! Lasă-mă să văd! Oh, uite-te acolo sus! Flori? Bine! Oh, am o idee! Dar trebuie să iau ceva! Ta-da! Ioc! Au văzut zile mai bune! Asta nu va merge! Uite-te la asta! Oh, știu! Voi așeza florile pe cutie! Le voi poziționa așa! Vreau să fac un cerc! Acum voi așeza cu grijă o folie de plastic peste ele și apoi le strivesc! Ia-te aici, floricico! E în regulă, știu ce fac! Acum pot desprinde plasticul! A ieșit mai bine decât mi-am imaginat! Hei, Barbie! Vei vrea să vezi asta! E drăguț, nu? Wow! Îmi place la nebunie! Of, aia nu e o floare! Lasă-mă o clipă! Sigur, nu te grăbi! Va trebui să strivesc lutul ăsta. Bine, uite cum stă treaba. Îl voi presa pe o bucată circulară de carton. Voi adăuga diferite culori de lut și le voi pune în straturi. Până acum totul e bine. Acum trebuie să adaug câteva detalii. Am făcut din lut alb niște bile mici. Le voi adăuga la opera mea. Le voi aplica în linie. Am terminat. Sunt cactus. Îți place? Wow, e minunat. Mă bucur că-ți place. Madison, ia uite! Sper că-ți plac acadelele, dar unde-i cea adevărată? Aici era! Șmecheră faza, nu? Wow! Fascinant! Ești pregătită pentru lecția de azi? O să fie una reușită! Abia aștept! Ăsta-i primul cuvânt! Vreau să-l scrii și tu! Haide! E ușor! Așa, concentrează-te! Și am terminat! Ce ziceți? Ce? Ce-i aia? Hai să încercăm iar! Încearcă să scrii litera R! Imediat! Sigur pot să fac asta! Așa te vreau! Cum e? Știam că meseria de profesor nu e pentru mine! Stai! Acel suport de haine amplasat convenabil mi-a dat o idee! Situația se va schimba total! Mai întâi o să scriu litera R și apoi o să colorez. Acum o să desenez o floare drăguță, apoi o față și corpul. Arată bine, dar are nevoie de un pic de culoare. Ora de desen e mai tare ca cea de ortografie. Ar trebui să fac asta mai des. Acum îmi trebuie niște picături de ploaie. Crezi că poți să desenezi conturul hainei? Wow! Da! O să încerc! E mult mai simplu! Wow! E incredibil! Vedeți? Bravo! Știam eu că vei reuși! Desenul ăsta e pentru tine! Doar atât poți? Ha? Stai! Să vezi cum o să te doară, Jared! E timpul pentru lecția de azi, elevi! Încetați cu prostiile chiar acum! Începem! Azi vreau să faceți o pictură! Palpitant! Plictisitor! Ce face Madison? Nu-mi vine nicio idee! Pe bune, arta e inutilă! Presupun că trebuie să fac ceva! Sunt atât de multe vopsele din care pot să aleg! E super frustrant! Stai puțin! Ai terminat deja? Hai, de gândește! Știu! Pot să-mi folosesc lanțul! Am pictat o pânză cu vopsea albă. O să aranjez lanțurile în diferite poziții și unghiuri. Apoi voi picura vopsea colorată pe hârtie. O să alternez culorile pe margini.
O să trag lanțurile prin inelul ăsta de metal. O să miște vopseaua și o să creeze un model unic. Știu, e super! Puteți aplauda acum! Ce tot vorbești acolo? Wow, ce tare! Dar, unicornul meu e mai frumos! Se știe, da? Jared, folosirea culorilor, emoția! Știam că se ascunde un artist genial acolo! E ok, Madison! Astea sunt notele voastre! Cred că sunt corecte! Bravo, Jared! Bravo! Dar, eu sunt cea talentată! Nu și acum! Multă dragoste, profule! Multă dragoste! De ce durează atât? Haide, grăbește-te! Nu poți să aștepți aici toată ziua! Faceți loc! Ups, e un zid aici! Mă gâdilă! Ador cabinetul dentistului! Jared, fă liniște! Oh, ce-ai zis? Oh, încetează! Putem să venim aici în fiecare săptămână? Jared, nu faci asta! Ce e asta? E atât de moale și pufoasă! E ca și cum te-ar îmbrățișa un ursuleț! Da! Arată-le ce poți! Unde te grăbești, tinere? Ia loc! Gata cu nezbâtile, ai înțeles? Hai să desenăm ceva! Îmi place să desenez! Privește, scumpule! Wow! Mai întâi desenez linii mici pe foaie! Folosesc culori diferite și le aranjez într-un cerc! Acum o să fac un punct negru deasupra fiecarei linii. Apoi folosesc un pix mai subțire și desenez linii mai mici. Arată ca un grup de oameni! O să-i fac să se țină de mână! Pot să fac niște umbre cu un creion! Dacă întind puțin creionul, obțin un efect mai bun! Ce zici? Arată bine, nu? Wow, ce cool e! Acum e rândul tău, scumpule! Scuze pentru așteptare! Acolo erai! Intră! Poți să aștepți... Nu mai contează, trebuie să mă duc! Haide, scumpo! Încetinește, tată! Dar competiția trebuie să iasă perfect! Ești foarte talentată, scumpo, dar haide! Trebuie să mergem! Timpul trece! Nu mă presa! Tată, stai! Aoleu! Oh, nu, fetița mea! E ok, tati e aici! Nu e ok! Desenul meu e distrus! Uită-te la el! Da, arată groaznic! Păi și competiția? Cât e ceasul? Vai, gândește, trebuie să existe o soluție. Știu. Te salvează tata. O să fac un desen cu două carioci. O să fie ca o imagine în oglindă. Habar n-aveam că pot să fac asta. Gata, am terminat. E reușit, nu? Wow, îl ador, tată. Acum intră acolo. Sunt în spatele tău. Sunt aici, sunt aici! Wow! Nu-mi vine să cred! Știam eu că vei reuși, scumpo! Și totul grație talentului meu incredibil! E timpul să creez o nouă capodoperă! Cred că ajunge vopseaua! Acum o să întind! Bună, scumpule! Ce duș grozav! Trebuie să-mi usuc părul! Nimic nu se compară cu vântul care îmi flutură prin păr! Sha-la-la-la-la! Ha? Mamă, ai grijă! Poate încerc un look nou! Hei, ai grijă! Îmi place șapca aia! Oh, arată bine! Nu! Mamă, mi-ai distrus pictura! De ce ai face asta? Îți dai seama ce ai făcut? Acum e mult mai bine. E numai vina ta. Ce mă fac acum? Scumpule, pare rău. Nu mi-am dat seama. Stai liniștit, o să remediez situația. Cred că am o idee. Ia uite. O să torn vopsea acrilică pe o pânză. O torn într-un cerc și folosesc culori diferite.
Apoi o să o întind cu uscătorul de păr. Așa o să obțin un model în valuri. Vopseaua o să se amestece și o să creeze ceva special. Mamă, arată incredibil! Știu, dragule, dar nu aș fi reușit fără uscătorul de păr. Wow, ce treabă-i steață! M-ai inspirat! O să pictez ceva. Așa te vreau. Ce faci, mamă? Am nevoie de ăsta. Bine, se pare că o să-mi stea rău părul azi. N-ar trebui să dureze prea mult să se coacă tortul ăsta. Cred că trebuie să fac curat. Mamă, mamă, uite, ar trebui să mergem într-o vacanță. Uite ce nisipuri aurii. Ce zici? Mi-ar prinde bine o vacanță, dar trebuie să verific ceva. Nu prea am bani. Sunt zborurile, cazarea. Nu, nu se poate, Jared. Nu e corect. E ok, o să-mi imaginez că sunt pe o insulă tropicală. Îmi pare rău, scumpule. Am ceva pentru tine, poate să te înveselească. Ia uite, e o scoică de la plajă. Stai, e frumoasă. Dar nu o să mă cumperi cu o scoică. Credeam că o să meargă. Acum ce mă fac? Trebuie să găsesc o soluție. Stai așa. Poate e bună folia asta de aluminiu. O să pun vopsea pe o pânză și o să mototolesc folia. O să tapotez folia pe vopsea. Așa o să se combine culorile și o să obțin un efect texturat. Acum pot să mai adaug câteva detalii, cum ar fi scoicile astea. E ca și cum ai fi la plajă. Aproape că se aud valurile cum se sparg de țărm. Jared, ia uite! E un peisaj liniștit, nu? Wow, mă face să vreau să mă bronzez! E super, mamă! Dar nu e o vacanță, nu-i așa? Stai, am o altă idee! Îi pun un anunț de vânzare și acum așteptăm! Aha, un client naiv, adică dornic! Ce s-a întâmplat? Suntem bogați! Adică putem... Vai, e cea mai tare zi! Tu ești cea mai tare, mamă! Așteaptă-mă! Trebuie să te apuci de pictură când ne întoarcem acasă. Deja plănuiesc următoarea noastră vacanță. Sperăm că această provocare te-a inspirat să-ți creezi propriile opere de artă. Cine crezi că a realizat ceva mai impresionant? Spune-ne mai jos într-un comentariu. Nu uita să le arăți clipul ăsta prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri grozave.